Ce fain, uitați, vă, ce mai luminează! Aceia sunt mulți. Ok, noi am ajuns și acum ne așteaptă un taxi și acum ne ducem în taxi și după asta ne ducem să închiriem un pas. Ok, noi am ajuns acasă, doar că s-au schimbat un pic planurile. Noi am venit la niște neamuri pentru că nu am găsit prea de închiriat. Ceva știu. Păi, și cred că este vremea să vă spun în ce țară sunt. În ce țară? Vă rog frumos, înainte de a privi acest videoclip, să-mi scrieți în comentarii în ce țară credeți că sunt și eu acum vă voi spune. Păi, eu sunt acum în Franța. Eu voi fi aici o săptămână. Așa. Și acum unde am putea să ne ducem? Desigur că Turnefel unde am undeva în afară de Turnefel. Nu am mai venit, adică sunt și multe alte lucruri frumoase, dar în primul rând ne vom duce la Turnefel. Ne ducem la Turnefel și vom face un fel de picnic în iarbă lângă el și cred că ne vom sui. Nu știu dacă se va putea sui, dar ne vom strădui. Păi ajungem acolo și după asta reluăm filmarea. Ok, noi am ajuns la Turnefel și Blar odată. Noi, nu știu precis dacă ne vom urca. Pe și mei chichic subțelică, noi ne clarificăm și revenim în vârf la Turnefel. Avem o săptămână la dispoziție. Și acum noi ne-am dus mai departe și vă arăt ce am văzut. Cum vedeți, este un deget a 20 de oameni. Dacă observați, cam atât. Ar vrea să vă spun că acest delivru va dura o săptămână când este la Franța. Mâine cred că ne vom duce la Disneyland și voi filma tot amănuntul pentru că va fi foarte fain. Ok, asta este 7 iunie și ne ducem la Disneyland. Nu știu acolo. Ok, ne-am urcat la Disneyland și după cum vedeți, aici sunt diferite fantane, ta-ta-ta. Dar noi nu știu la distracție, dar nu știu de distracție, dar vom vedea.
Ok, noi am ajuns și noi ne vom duce la așa ceva. Se scrie că este foarte strașnic și ne vom duce. Eu am terminat, doar că n-am filmat, am filmat puțin, dar n-am filmat tot, pentru că așa de strașnic era, nici ia ca eu cum vă voi arăta. Vedeți strănușele pe jos? Înțelegi? Foarte fain era, așa fain, dar când eu când filmam, mă speream să nu închizi telefonul. Că aici lângă se întâmpla drept în lac, da? Ok, noi am găsit altceva la fel de interesant, la fel așa un fel de acesta. Și ne vom duce! Terminat, dar nu am putut filma pentru că era un pic prea strașnic. Ia ca acolo era cam fix așa și așa te duci cu capul în jos și eu. Dar m-am dus oricum și numai de la 1,40 m se poate, dar am găsit ceva, așa, un cofel de copac și te duci într-o finalul și tot e ca un fel de tobogan la fel, dar se vănuci și acolo. Și acum am ajuns la un fel de... Dar m-am greșit, aceasta nu este nimic care ți dă, dar pur și simplu este casa lui Robinson Crusoe, un fel de exemplar. Vi-l pot arăta acum, pentru că deja vi-l coborâm, dar e un fel ceva foarte fain și strașnic. Dar înainte vă mai arăt un pic așa, ca să ne coborâm și acum ne ducem la ceva strașnic. Mă vom duce la ceva, la fel, un fel de trampolină așa, și voi filma, va fi foarte periculos, dar... Disneyland, pentru că deja era plictisitor, a fost foarte fain, doar că aș vrea vă rog frumos să mă scuzați pentru că atunci nu am filmat când mă duceam cu acela care era bine, dar cel ultim a fost cel mai strașnic, se învârte și ușor, vă n-aveți idee, am filmat doar puțin la început, dar așa este. Mâine seara ne vom duce la turnul Eiffel, pentru că dacă nu știți, turnul Eiffel pe la ora 9-10 se... Noaptea se face luminos și luminează și ne vom duce acolo, va fi foarte fain, nici eu nu l-am văzut și vă voi arăta și vouă. Ok, noi am ajuns la turnul Eiffel, deja este 9 seara, nu mai știu cât este și cât că e vremea să vi-l arăt. După cum vedeți, acesta este turnul Eiffel în întregime. Vedeți ce fain luminează. Vedeți ce lumini și nu știu dacă este adevărat, dar se spune, dar numai o oră se învârtește. Oia adică luminează. Vă mai arăt vreo 10 secunde și după aia mergem mai departe. Și nu știu dacă se luminează încă mai tare, pentru că încă nu este noaptea, de-abia se duce soarele și poate va lumina și mai tare și dacă lumina și mai tare, vă voi arăta. După cum vedeți, nu s-a schimbat nimic. La fel este turnul. Acum ne vom duce acasă, mâine ne vom duce, adică acasă în Franța. Și mâine ne vom duce, cred, pe la ora 12 să fim la aeroport. Mâine nu știu unde ne vom duce, dar dacă ne vom duce ceva, voi filma numai decât. Vă arăt ultima dată turnul Eiffel și mergem acasă. Ok, eu am ajuns acasă, ieri m-am dus și am ajuns foarte seara și azi dimineață nu am făcut nimic special, așa că nu am filmat. Eu am ajuns acasă, eu acum voi încheia acest videoclip, dar înainte de a încheia acest videoclip v-aș spune că poate ziceți că nu vreți să vă duceți în Paris, că costă prea scump, numai drumul costă. Dar vreau să vă spun că poate da, este scump și la Disneyland este scump și drumul este scump, dar vreau să vă spun că merită la Disneyland și măcar vezi ceva, poate nu te vei mai duce la Paris niciodată, poate ai o singură șansă în viață, poate cine știe. Așa că v-aș propune să vă duceți de acum la Paris pentru că este foarte fain, mai ales să vedeți turnul Eiffel și să vă duceți la Disneyland. Eu cum voi încheia acest videoclip, să nu uitați de, vă rog frumos din inimă să dați un subscribe.
like și un like. Please, 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 please. Căci aceste două lucruri mă vor face foarte, foarte, foarte fericit. Cred că data viitoare voi face un Q&A, așa că scrieți în comentarii întrebări de Q&A. Cam atât pentru acest videoclip. Ne vedem pe data viitoare.